Doamnelor, domnilor, dragi studenți, profesori, bună dimineața și bine v-am găsit aici la Clasa Viitorului și live pe Facebook și YouTube la evenimentul de prezentare a cursului de educație electorală în universitățile din Republica Moldova. Eu sunt Deana Răileanu și reprezint echipa PNUD Moldova, care a susținut această inițiativă în parteneriat cu Centrul de Instruire Continuă în domeniul electoral, în cadrul proiectului Consolidarea Democrației în Moldova prin alegeri inclusive și transparente, finanțat de Ambasada Marii Britanii la Chișinău prin intermediul Fondului pentru Bună Guvernare în Republica Moldova și Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională. Alături de partenerii noștri, credem sincer că acest curs de educație electorală reprezintă un pilon important pentru formarea unei generații de alegători responsabili, implicați și gata să participe în procese care în viitor le vor influența în mod direct viața. Pe parcursul anului de studii 2023-2024, patru universități din Republica Moldova. E vorba de universitățile din Chișinău, Comrat, Bălț și Cahul. Toate acestea vor pilota cursul opțional de educație electorală. Credem sincer că acest succes a fost atins datorită susținerii constante oferite de Ambasada Marii Britanii în Republica Moldova. Apreciem prezența alături de noi a excelenței sale, ambasadorul Stephen Fisher. Dimineața tuturor, stimată colega mea, doamna Angela Cuziova, reprezentantă PNUD în țară, stimată doamna Angelica Carman, președinte Comisiei Electorale Central, organizatorii acestui event, dragi studenți, onorabilă audiență. Vă mulțumesc pentru invitația de a participa la lansarea cursului opțional de educație electorală în universitățile din Republica Moldova, din cadrul proiectului EDMITE, finanțat, după cum ați spus, de Ambasada Marii Britanii la Chișinău, prin intermediul nostru Fondul pentru Bună Guvernare în Republica Moldova. Regatul Unit a contribuit semnificativ la dezvoltarea procesului electoral în Republica Moldova prin proiectul PNUD, Consolidarea Democrației în Moldova prin alegeri inclusive și transparente, EDMITE, din anul 2017. Țara noastră consideră că un stat de drept ce acționează în beneficiul cetățenului sunt vitale pentru societate. Suntem încântați să contribuim la promovarea culturii electorale și democratice, cât și la dezvoltarea abilităților civice care vor facilita o participare competentă și responsabilă a tinerilor în procesul electoral. În tot acest an, după 2017, împreună cu alții partenerii de dezvoltare, sprijinul nostru era și este în continuare direcționat la modernizarea procesului de organizare a alegerilor, sporirea competențelor culturii democratice, precum și de a motiva tinerii să se implice în procesele decizionale și astfel să promoveze importanța prezenței la vot. Suntem foarte bucuroși că Regatul Unit, prin intermediul Fondului pentru Bună Guvernare, va continua să susțină procesele electorale din Moldova prin aceste proiecte. În acest context, salutăm că dezvășire inițierea cursului de educație electorală și susținem educarea și formarea opiniei electorale centrate pe informarea corectă și transparentă a viitoarelor generații de alegători. Ne bucura mult lansarea acestui curriculum și sperăm că tinerii din universității în Chișinău, Comrat, Cahul și Bălț vor fi mai implicați și vor cunoaște cum să verifice angajamentele celor aleși. Totodată, salutăm inițiativa rectorilor celor patru universități din țară, Chișinău, Comrat, Bălț și Cahul, care au fost deschiși să implementeze
curriculumul opțional de educație electorală. Vă mulțumesc foarte mult și sper că vom asista la rezultate și mai bune în această nouă fază a proiectului. Vă doresc succes în toți și sperăm că va fi o contribuție importantă la dezvoltarea democrației în Republica Moldova. Mulțumesc pentru atenție! Mulțumim mult, domnule ambasador. Dragi studenți, la cursul de educație electorală, profesorii nu vă vor spune pentru cine să vă dați votul sau de ce o formațiune politică este mai importantă decât alta. În schimb, vă vor încuraja și informa despre beneficiile implicării civice, despre importanța votului, despre cum să vă faceți vocea auzită. O invit alături de noi pe reprezentanta rezidentă interimară, PNUD, în Republica Moldova, doamna Andreea Ciuzeova, să ne ofere mai multe detalii despre necesitatea promovării activismului social și a culturii electorale. Okay. I hope this is okay. Your Excellency Ambassador Fisher, Ms. Karaman, Chairperson of the Central Electoral Commission, Ms. Bordianu, Director of the Center for Continuous Training in the Electoral Field, CIGDE, dear partners, dear friends, I am very pleased on behalf of United Nations Development Programme to welcome you at this EDMITE project event that is dedicated to the introduction of the electoral education course in the universities of the Republic of Moldova. Bună ziua, domnule excelență. Ambasadorul Regatului Unit Marii Britanii, Fisher, doamna Karaman, președintele Comisiei Electorale Centrale, doamna Bordeianu, directorul Centrului pentru Instruire Continuă în domeniul electoral din Republica Moldova, stimați parteneri, dragi prieteni, eu vă salut la acest eveniment în cadrul proiectului EDMITE dedicat lansării cursului opțional pentru educație electorală în universitățile din Moldova. Democracies, or democracy, implies the utilization of the electoral processes to decide which citizens will be entrusted with the basic tasks of the government. Youth have the power to shape the outcomes of the elections through their informed participation. And by participating in the electoral processes, youth, young people, can make their voices heard and their interests represented. Procesele democratice implică utilizarea proceselor, abordărilor pentru a alege cetățenii care vor reprezenta poporul și vor conduce țara. Și generația tânără joacă un rol important în acest proces de alegere pentru ca să facă decizii informate și să participe activ la procesele electorale. We are speaking about informed participation in the electoral processes. Therefore, youth should be aware about the principles and values that underpin democracy, including the importance of the free and fair elections, rule of law, and respect for human rights. By becoming informed and engaged citizens, you can help promote democratic ideals and strengthen democratic institutions so that they are responsive to the needs of everyone. Luarea deciziilor informative presupune ca principiile și valorile electorale să fie înțelese de către generația tânără și acestea țin de alegerile echitabile și democratice, supremația legii, respectul pentru drepturile omului, ca aceste ideale să fie aplicate la toate nivelele de guvernare. In Moldova, the active participation of all, young people included, in the electoral cycles is particularly important in ensuring the legitimacy and transparency of the election processes and the outcomes of the elections. Therefore, the development of the electoral education curriculum dedicated to young people in higher education is very important for us, but also for our partners.
Procesele electorale legitime și participarea activă a tineretului în procesele electorale este foarte importantă în acest proces și pentru rezultatele electorale. Din acest motiv, elaborarea și implementarea curriculei dedicate educației electorale în instituțiile de învățământ în Republica Moldova vine să contribuie la acest proces. By promoting an electoral and democratic culture and developing civic skills among youth, we can ensure that future voters are well educated and well informed and equipped to actively participate in the electoral processes, fully understanding their civic rights and responsibilities. Prin implementarea acestei curricule educaționale, noi ne vom asigura ca viitorii alegători au deprinderile necesare civice pentru a lua decizie informată și pentru a asigura procesele democratice în țară. The British government's financial assistance through the UK Embassy and the Good Governance Fund in developing the electoral education curriculum is a significant step towards making this initiative and this goal a success. We are grateful for the support and partnership with us, and UNDP Moldova is committed to further advance this goal together with our partners. Finanțarea și suportul financiar din partea Guvernului Regatului Unit prin Fondul pentru Bună Guvernare este un pas semnificativ în a face ca această inițiativă să fie posibilă de implementat și noi suntem bucuroși că și din partea PNUD-ului am participat, am contribuit la această asistență. In addition, and very importantly, I would like to recognize the crucial contribution of the Central Electoral Commission and also Center for Continuous Electoral Training in promoting civic involvement of young people in democratic and civic processes and in promoting electoral education in Moldova. Your continued support and engagement and expertise will be vital in ensuring the success of this project. Și este foarte important să menționez contribuția importantă a CEC-ului și a CICDEU-ului în implementarea acestei inițiative pentru a asigura implicarea civică și democratică a tinerei generații în procesele electorale în Republica Moldova și noi contăm pe această cooperare și în continuu. And lastly, I do believe that we have forged really strong and impactful relationships, and we can work together to ensure that young Moldovans are equipped with the knowledge and skills they need to be active and engaged citizens. And I am, again, very happy to participate at the launch, and I am wishing us all a very nice event. Thank you very much. Mulțumesc! Și pe final vreau să vă zic că va fi foarte important pentru noi să continuăm să cooperăm, să lucrăm împreună pentru a asigura participarea activă și implicarea semnificativă a tinerii generații în procesele electorale în Republica Moldova și eu personal la fel voi fi parte a acestor procese. Vă mulțumesc! Domnule Fischer, doamna Ciuzova, vă mulțumim mult pentru îndemnurile pe care le-ați formulat și mai ales pentru sprijinul pe care dumneavoastră și echipele dumneavoastră îl oferă pentru promovarea democrației în Republica Moldova. Dragi participanți, vă invit să procedem la sesiunea de discuții dedicată introducerii cursului de educație electorală în universitățile din Republica Moldova. Stimați vorbitori, dacă vă simțiți dumneavoastră mai confortabil, puteți vorbi de pe scaun, bineînțeles și tribuna este la dispoziția dumneavoastră. Aveți pe masă microfoane, cum vă simțiți dumneavoastră mai confortabil. Barometrul opiniei publice realizat în toamna anului trecut a arătat că 44% dintre respondenții cu vârsta cuprinsă între 18 și 29 de ani au spus că nu sunt interesați de procesele electorale din țară. Cum se pot schimba lucrurile? Cât de importantă este informarea și participarea tinerilor în procesele electorale? Sunt doar câteva întrebări la care vom găsi răspuns în prezentarea președintei Comisiei Electorale Centrale, doamna Angelica Caraman. Stimate doamne Ciziova, stimate domnule ambasador, stimați participanți, participante, colegi,
Vă salut și eu din numele Comisiei Electorale Centrale și vă mulțumesc pentru participare la acest eveniment de lansare a curriculei privind educația electorală și vreau să menționez că atât educația cât și informația electorală sunt acele elemente cheie care determină nivelul de încredere al cetățenilor față de activitatea organelor electorale, dar și față de întregul proces electoral și totodată ne ajută să avem un proces mai echitabil, mai corect, mai transparent și mai inclusiv. Și pe această cale țin și eu să mulțumesc și să exprim în altă apreciere pentru PNUD Moldova, pentru programul Edminte, pentru Ambasada Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord în Republica Moldova și, desigur, Centrului de Instruire Continuă în domeniul electoral pentru acest efort și pentru tot suportul care a fost oferit la elaborarea și dezvoltarea acestui curs de educație electorală. Și, nu în ultimul rând, vreau să le mulțumesc acelor patru universități care și-au manifestat deschiderea și avem posibilitatea ca să pilotăm acest curs. Deci, nu va fi o prezentare, de fapt, pe care am pregătit-o pentru acest eveniment. Mizez, într-adevăr, să avem discuții și să putem răspunde la întrebările celor prezenți și să punem în evidență de ce este important să avem un asemenea curs. Deci, tot ce ține de comunicare și informare pe care le realizează Comisia Electorală Centrală și Centrul de Instruire Comună continuă în domeniul electoral, diferă atunci când vorbim de perioada electorală sau de perioada dintre alegeri. Atunci când suntem în desfășurarea alegerilor, evident că ne axăm pe tot ce ține de informare. Informare privind modificările care intervin în codul electoral și în acest an chiar avem foarte multe noutăți în codul electoral și avem o muncă pe partea de actualizare a acestor acte normative subsecvente codului electoral și, prin urmare, avem ce comunica și informa în procesul pentru pregătirea alegerilor din toamna acestui an. Iar atunci când suntem în perioada în afara alegerilor, atenția noastră este axată pe educația electorală, pentru că convingerea noastră și a colegilor de la CIGDE este că democrația se învață și prin democrație creștem. Și credeți-mă că acele activități pe care le desfășurăm în perioada electorală sunt efectuate cu entuziasm, cu suflet și, dacă vreți, chiar cu pasiune. Ziceam ades colegilor noștri că misiunea lor era, de fapt, să-i instruiască funcționarii electorali. Dar de an pe an ce trece, beneficiarii sunt tot mai diversi, programele sunt mai diverse și este o realizare pentru ei și pentru noi toți acest curs universitar care cu siguranță va spori tot ce ține de conștientizarea, conștientizarea participării tuturor subiecților implicați în alegeri și de ce este important să participăm la alegeri. De fapt, noi ne propunem scopul ca în ajun de alegeri să nu ne mai punem această întrebare, ca să învățăm democrația și să ne bucurăm de o participare activă a tinerilor în procesele electorale. Vorbind de educația electorală, sigur că această noțiune este inclusă și în codul electoral, ea se conține în planul nostru strategic, desfășurăm diverse activități care țin să, zic, să includă mai mulți subiecți, începând de cei de la grădinițe, prin urmare, împreună cu colegii noștri, desfășurăm concursuri de desene, concursuri intelectuale, facem mese rotunde, dezbateri, deci zic, includem în acest proces tot mai mulți și mai mulți participanți. Și vorbind de statistică, de altfel,
Vreau să constat că numărul de tineri care participă la alegeri a înregistrat o creștere. Deci dacă în 2019 am avut participarea tinerilor la nivel de 22%, la ultimele alegeri de parlamentare anticipate, în 2021, procentul tinerilor a crescut cu 3 puncte procentuale, deci avem participarea lor la nivel de 25% și asta ne bucură, dar scopul nostru este ca să întreprindem cât mai multe activități și să oferim mai multe posibilități ca tinerii să se implice nu doar în calitate de alegători, dar și în calitate de funcționari electorali, în calitate de observatori și cel mai important este îi încurajăm să participe și în calitate de concurenți electorali. Și una dintre noutățile din acest an, care va fi implementată chiar din toamna anului curent, la alegerile locale generale, este că a fost redusă vârsta pentru candidații la funcția de primar, de la 25 la 23 de ani. Prin urmare, în acest segment de vârstă, iată că este o oportunitate pentru circa 70.000 de alegători și potențiali candidați la funcția de primar. Și sunt sigură că acest curs vine să ofere mai multe informații și abilități privind procesele electorale. Comisia Electorală Centrală încurajează pilotarea acestui curs de educație electorală, deoarece noi avem nevoie în continuare să creștem nivelul de conștientizare privind importanța participării în procesele electorale și să sporim, de ce nu, numărul de participanți în alegeri. Și nu doar al tinerilor, dar și a tuturor alegătorilor. Deci noi avem convingerea că aceste eforturi trebuie să fie în continuare conjugate și încă o dată reiterez gratitudinea pentru suportul care îl avem și nu în ultimul rând mi se pare foarte simbolică că acest curs are loc, lansarea acestui curs are loc în clasa viitorului. Deci suntem siguri de perspectiva acestui curs și suntem în așteptarea feedback-ului din partea studenților, iar la alegerile din toamnă să vedem și rezultatul implementării acestuia, chiar dacă va fi la început, cred că reușim să vedem primele rezultate atunci când vom avea statistica privind cine sunt candidații în alegerile din toamna acestui an și după care să vedem și tinerii noștri în funcțiile elective la nivel local. Vă mulțumesc și ne urez tuturor succes în implementarea acestui curs. Mulțumim mult, doamnă președintă. Eu am cu permisiunea dumneavoastră am să mă inspir din gândul pe care l-ați formulat spre sfârșitul discursului dumneavoastră și anume conștientizarea importanței participării tinerilor în procesele electorale, pentru că tocmai prin elaborarea cursului în domeniul educației electorale ne-am dorit să ajutăm tinerii să-și dezvolte gândirea critică și să aibă o pârghie în plus pentru a se proteja de abundența de informații, unele false, promovate pe rețele sociale în perioade electorale. Mai multe informații însă ni le poate oferi directoarea Centrului de Instruire Continuă în domeniul electoral, doamna Doina Bordeianu. Mulțumesc, domnule ambasador, doamnă reprezentantă rezidentă interimară, doamnă președintă, stimați colegi, colege din mediul academic, studenți, sunt onorată să mă adresez dumneavoastră în cadrul acestui important eveniment în care anunțăm pe de o parte introducerea acestui curs universitar nou, dar și pilotarea cursului Cultura Electorală în statul democratic, așa cum s-a menționat. Văd în sală atât persoane care au mai participat la activitățile desfășurate de Centrul de Instruire Continuă în domeniul electoral, dar și fețe noi, ceea ce nu poate să nu bucure. Pe de o parte, interesul dumneavoastră nu a fost epuizat din primul contact pe care l-ați avut cu instituția noastră și cu procesul electoral, iar pe de altă parte,
simțim și vedem interes pentru acest domeniu. Grație colaborării partenerilor în cadrul proiectului, la moment, cadrele didactice care s-au aventurat în pilotarea acestui curs au la dispoziție un curriculum bine închegat, pe de o parte, dar și un manual foarte, foarte util. Vreau să aduc mulțumiri pentru acest efort considerabil, în primul rând, autorilor curriculumului pentru unitatea de curs, în speță doamnei dr. Victoria Bevziuc de la Frișpa USM, domnului Ilie Gârneț de la Universitatea din Cahul și doamnei Mihaela Kruglitsky de la Universitatea de la Bălți. Elaborarea documentului curricular a fost coordonată de doamna dr. Loreta Handrabura, iar subsemnata împreună cu colega mea, doamna Arina Craeșdan și cu experta în educație Natalia Grâu, am activat în calitate de consultante pe elaborarea acestui curriculum. Noi am văzut cât de minuțios și complex a fost acest proces din interior, dar totodată am avut ocazia în cadrul conferinței anuale a CIGDE, CIGDE Open Talks, să prezentăm efortul care s-a realizat pe parcurs, dar și produsul. Și vreau să menționez, pentru că am zis că avem două documente importante care vor sta la baza pilotării și care, de fapt, fac posibilă introducerea acestui curriculum în instituțiile universitare. Ambele produse au fost elaborate în cadrul proiectului EDMITE cu susținerea Ambasadei Britanice la Chișinău, fapt pentru care, în mod evident, vă mulțumim. Ziceam că, în mod separat, vreau să menționez contribuția domnului Igor Bucătaru, dr. Igor Bucătaru, care împreună cu doamna Bevziuc și Kruglitsky au continuat procesul, astfel încât noi să putem avea până în toamnă un manual. Despre manual va vorbi domnul Bucătaru mai târziu un pic, dar aceste ambele produse au întregit cumva tabloul, ziceam, și vor fi un suport real în susținerea acestei inițiative. Desigur, pilotarea cursului universitar în cele patru universități reprezintă un succes pentru promovarea culturii electorale în rândul tinerilor și tinerelor. Chiar una dintre temele incluse în curriculum, ultima, se referă la cultura electorală ca parte a culturii politice. În spațiu public se vorbește mai mult despre cultura politică și cât de mult ne dorim ca adulții, deopotrivă cu tinerii, să aibă această cultură politică. E bine, o componentă a culturii politice este componenta electorală, iar anume aici noi deținem expertiza, dorința și ceea ce este la fel de important, susținerea partenerilor pentru a ne implica și pentru a face diferența. În calitate de directoare a Centrului de Instruire Continuă în domeniul electoral, vreau să vă asigur de angajamentul pe care îl avem față de promovarea educației civice în general, dar și a educației electorale în particular. După cum zicea și doamna președintă, am început activitatea noastră prin a fi o instituție axată pe instruirea specializată în domeniul electoral, dar am ajuns într-un timp foarte scurt să ne preocupăm mult de educație, educația civică, educația electorală, pentru că considerăm noi că aceasta este baza.
Dacă există o înțelegere la nivel global, să zicem, a necesității de implicare civică, procedurile electorale și operațiunile electorale pot fi explicate mult mai ușor. Acest curriculum universitar rezonează cu viziunea noastră de dezvoltare a educației electorale în Republica Moldova și este o continuare logică a eforturilor pe care noi le-am întreprins, eforturilor de educație electorală la nivel preșcolar, așa cum s-a zis, în treapta primară, gimnazială, liceală. Aici voi menționa că în prezent desfășurăm, de asemenea, în cadrul proiectului, o campanie de promovare a unei alte discipline opționale, dar de data aceasta pentru treapta gimnazială și treapta liceală. Este vorba de disciplina opțională, curriculum pentru care sau existența căreia a fost aprobată în septembrie 2022 de Ministerul Educației și Cercetării. Și în prezent desfășurăm această campanie de promovare a disciplinei în rândul cadrelor didactice, dar și a profesorilor. Deci este foarte important să elaborăm curricule manuale, dar de asemenea următoarea etapă constă în promovarea acestora, în aducerea la cunoștința publicului despre existența lor, în evenimente precum este cel de astăzi, în cadrul unor sesiuni de informare sau campanii de promovare. Astfel, campania despre care vă ziceam, Angajament pentru democrație prin educație electorală, are exact acest scop. Revenind la curriculum universitar, ziceam că este o punte de legătură și o treaptă firească, o legătură firească între eforturile de la etapa preuniversitară către programul de masterat pe care CIGDE îl implementează începând cu anul 2015 împreună cu Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Relații Internaționale, Științe Politice și Administrative. Este vorba de programul Management Politic și Electoral, iar acest curs universitar cu siguranță va crea premise și interes pentru programul de masterat, care deja presupune trece de la formare pură academică, marchează această trecere către cercetare în domeniul electoral, ceea ce este foarte important. După cum știți, prin cercetare electorală ne dorim să oferim această fundamentare teoretică și științifică pentru deciziile din domeniul electoral. Deci vom continua promovarea educației electorale în mediul universitar grație acestui curs, așa cum s-a spus, cursul va fi implementat în 4 universități din țară, din diferite regiuni, astfel încât să avem acces și să avem acoperirea geografică necesară. Democrația se învață. Este sloganul Centrului de Instruire Continuă în domeniul electoral. Este important să începem de la o vârstă foarte fragedă, dar de asemenea nu trebuie să neglijăm în niciun caz formarea tinerilor și adulților aflați la nivel universitar. În acest sens, constat cu satisfacție că parteneriatul dintre Ambasada Marii Britanii și PNUD Moldova, CEC, CIGDE, s-a materializat în acest curs universitar. Vrem să transformăm acest curs într-o piesă cheie, să zic, în eforturile noastre și să vă asigurăm că vom depune eforturi pentru asigurarea sustenabilității acestei intervenții și asigurând de asemenea suport pentru universități.
Vom începe acest lucru chiar printr-o masă rotundă pe care am planificat-o pe data de 24 mai cu mai multe universități din țară, dar de asemenea cu reprezentanții senatelor studențești, să explorăm un pic mai în profunzime perspectivele de implementare a cursului și totodată suportul de care aceste universități pot beneficia în cadrul Centrului de Instruire Continuă în domeniul electoral. În final, aș vrea să subliniez că educația electorală este esențială pentru asigurarea unui proces electoral liber și echitabil și pentru dezvoltarea unei societăți democratice puternice. Vă mulțumesc pentru atenția acordată și felicitări încă o dată nouă tuturor celor implicați în această inițiativă. Mulțumim mult, doamna Bordeanu, inclusiv pentru suportul pe care dumneavoastră și echipa dumneavoastră ne oferă pe întreg parcursul acestui proiect. Elaborarea unui curs universitar și mai ales adaptarea acestuia la realitățile vremii reprezintă o muncă considerabilă și vă explic de ce. Trăim într-o eră în care lucrurile evoluează cu viteza luminii. Realitatea din 2021 poate fi foarte diferită de realitatea din 2023. În urmă cu 2 ani treceam cu toții printr-o pandemie și nu știam dacă vom ieși la vot sau, dacă da, în ce condiții. Astăzi suntem martorii unei revoluții digitale și ne întrebăm cum ne va schimba viața inteligența artificială. Ce vreau să spun prin aceste constatări este că dumneavoastră, tinerii alegători, trebuie să fiți cu mâna pe puls și să vă adaptați din mers la realitate, să fiți activi pentru a nu îi lăsa pe alții să vă decidă viitorul. Așadar, următoarea prezentare este dedicată provocărilor din timpul elaborării cursului și pe care o va prezenta expertul PNUD Moldova și unul din autorii manualului universitar, domnul Igor Bucătaru. Mulțumesc mult, excelență, stimați invitați! Stimați studenți, ceea ce voi prezenta în continuare ține mesaj către dumneavoastră în specialuri. Voi încerca pe scurt să prezint care este structura cursului, despre ce este acest curs, despre care s-a vorbit până acum. Și ceea ce voi spune va fi în special totuși mai degrabă nu atât o informare cât chiar mai mult o pledoarie pentru aceasta, ori sper foarte mult ca în toamnă, de exemplu, dumneavoastră deja să fiți în sălile de studii, să ne întâlnim, să vă întâlniți cu acei profesori care vor ține cursul respectiv. Din care cauză, pe parcursul discursului, voi prezenta câteva argumente care sper eu să convingă și să vă motiveze să așteptați disciplina în cauză. În primul rând, aș vrea să zic ca un element de noutate sau faptul că cursul, după cum s-a menționat, este rezultatul unui efort conjugat a reprezentanților a mediului academic, zic, a profesorilor din mai multe universități din Republica Moldova. Este vorba de Universitatea de Stat din Moldova, este vorba de Universitatea de Stat de la Bălți, este vorba de Universitatea de Stat de la Cahul. Și în acest sens, vorbesc de persoane competente din mai multe universități, competente când zic atât pe partea de teoretică, dar și partea de practică. Ori aceasta este un argument în plus la ceea ce vreau să vă invit eu să urmăriți și să citiți în cursul nostru. Ori acolo o să vedeți că autorii care au contribuit la acesta sunt autori care nu doar sunt din sălile universitare, ci mai mult decât atât au partea practică, adică au experiență practică ce ține de inclusiv observarea legilor din Republica Moldova, de peste hotare, elaborare de rapoarte, de instruire în funcționarul electoral, care toată această experiență este inclusă în cursul respectiv. Un alt element care aș vrea să atrag atenție și să accentuez în mod separat se referă la faptul că cursul, ceea ce ne-am dorit noi, este nu doar despre informare, despre ceea ce se întâmplă, și acum și o să mă opresc ceea ce asta, adică partea de informare este foarte importantă, dar partea a doua, partea de formare. Ori asta am dorit să punem accent, fiindcă este vorba de o educație electorală, este vorba de o educație a cetățenilor și de formarea cetățenilor. Asta e un moment foarte și foarte important. Revenind la ideea cu informare, pe scurt, dacă să vorbim despre ce structura cursului, ne-am străduit să acoperim toate aspectele ce țin de componenta electorală și nu doar, ori cursul începe cu prezentarea valorilor democratice, a democrației în sensul ce este ea, a faptului că cât contează participarea și înțelegerea faptului că
cât e de bine să ai de unde alege, de exemplu, și faptul că alegerea în sine este o putere dată cetățeanului, o putere de a decide, el are de unde selecta, el gândește și în sensul ăsta au fost prezentate toate argumentele de vigoare, după care am menționat tipurile și despre alegeri am vorbit, despre sisteme electorale, ce țin de organizarea alegerilor, care sunt etapele acesteia și într-un final să ajungem la ideea de cultură electorală, care este și sensul a ceea ce vorbim noi și la cursul în cauză, fiindcă, într-adevăr, ideea e să creștem un cetățean puternic, un cetățean care este conștient de puterea sa și de faptul că el poate decide în cadrul proceselor democratice. Când vorbeam de partea cu informarea, am pus accent atât pe legislația națională, și aici ar fi o noutate faptul că deja cursul este elaborat în baza noului cod electoral, ce este un element foarte important. Și al doilea element, la fel care ne-am străduit să fie reflectat peste tot, este raportarea la standarde internaționale. Chiar și în partea de seminare, de exemplu, se propune situații când legislația Republicii Moldova prevede ceva, standardele internaționale prevăd altceva și dumneavoastră sunteți cei care urmează să decideți. Cum considerați? E mai bine așa? E mai puțin bine așa? Exemplul care acum care era discuție când se discuta codul electoral, faptul că pentru primar se solicită un anumit nivel de studii. Ori, de exemplu, Comisia de la Veneția spune în avizul său că asta ar fi discriminatoriu. N-ai cere, fiindcă asta nu e unul din condițiile care sunt prevăzute de codul bunelor practici în materie electorală. Pe de altă parte, din discuții și pe platforma parlamentară și în cadrul discuțiilor, în Republica Moldova, opinia publică este că, da, primarul trebuie să fie o condiție de asta, că să aibă studii. Asta unul din exemple care, repet, noi, nemijlocit ca autori, nu v-am propus anumite soluții. Dumneavoastră veți fi cei care veți decide în cadrul discuțiilor la seminar, considerăm că e așa sau considerăm că e altfel. Și tot aici când vorbim, încă un moment aici, nu în zadar am accentuat faza cu, sau aspectul ce ține de standarde internaționale, fiindcă să vedem ce va fi cu actualul cod electoral, ori experiența vechiului cod arată că el cam desușor așa se mai modifica. Parlamentul decidea, puterea politică, că trebuie aici, de mai modificat aici, și în felul ăsta, clar, lucru pe anumite aspecte, manualul poate să întârzie, să spunem așa, sau adică, din care cauză, repet, am inclus standardele internaționale, ori acestea se face referință și dacă se face o modificare, ne referim la acestea, vedem care este opinia dumneavoastră pe acest subiect. Și ziceam de partea cu informare, pe partea cu formarea, ideea de bază este cât poate sună pe undeva, nu știu, nu că nu, banal, n-aș spune, dar ne-am străduit să cultivăm, să vă propunem, să facem, repet, o pledoarie pentru un vot conștient. Că pe urmă, zic eu, nu ne batem capul de pereză, ceva pentru cine a votat, pentru cine a votat, nu știu, se întâmplă, politicienii sunt diferiți. Dar important că la momentul când noi ne exprimăm votul, să fim că din oferta electorală care am avut-o, din acea competitivitate care a existat, votul nostru să fie conștient. Să știm să ne informăm, cum spuneam, discutam și anterior din mai multe surse, mai ales în era noastră digitală. Să putem să... sunt chestiuni care simplu, noi de multe ori nu conștientizăm cât de important este că avem de unde alege. Cât de important când există competitivitate, nu zădar, de exemplu, acum în rapoartele misiunilor internaționale, competitivitatea este unul din accentele principale când la aprecierea alegerilor. Cum au fost acele? Au fost ele competitive? A avut de unde alege cetățeanul din ofertele respective? Și aș vrea să menționez pe scurt și componenta didactică, ori o să vedeți în manual, ne-am străduit să utilizăm inclusiv la seminare, sau accentul fiind la seminare, cât mai multe metode și moderne și cât mai moderne posibile, și facem referință și la rețele sociale, la prezentări, inclusiv videouri de pe YouTube care ne informează, de exemplu, pe partea cu cum se transformă, adică noi cunoaștem toți, votăm în Parlament, am votat cum am votat, de unde ies partidul, are 10%, îi revin 15 voturi, sunt prezentate exemple, videouri, inclusiv ca să dumneavoastră să vedeți cum are loc metoda asta de transformare, momente care, repet, sunt foarte utile pentru noi ca să nu gândim în felul cine știe ce fac ei acolo.
din momentul în care noi o să vedem, o să fiți conștienți de faptul cum are loc acest proces, deja altfel o să gândiți. În esență, cam acestea sunt momentele care am vrut să atrag atenție pe cât mai scurt posibil, într-o manieră succintă. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru interesul manifestat și revin la ideea care am expus-o la început. Sper să ne revedem în toamnă în aulile universitare, un efort care va fi util pentru toți noi. Mulțumesc mult! Mulțumim mult, domnule bucătaru. Până acum, studii de educație electorală se făceau doar la facultățile de drept și studii politice. Datorită cursului opțional de educație electorală, va fi asigurat și accesul la cunoștințe pentru studenții de la mai multe facultăți, precum istorie, educație civică, jurnalism, sociologie, filologie. Elaborarea și mai ales introducerea cursului de educație electorală în universitățile din Republica Moldova ar fi fost aproape imposibilă fără sprijinul mediului academic. Iar prezența alături de noi a prim-prorectorei Universității de Stat din Moldova, doamnei Otilia Dandara, reprezintă o asigurare fermă că acest curs chiar va contribui la informarea și educarea tinerilor alegători. Mulțumesc, stimate doamne, dragi colegi, cadre didactice și studenți. De ce universitățile, aș zice eu, pentru că aici s-a vorbit despre acel frumos consorțiu, o colaborare în care, fiind monitorizați de către obiectivele proiectului respectiv, a fost conceptualizat acest curs, a fost elaborat curriculum și este în proces de elaborare și suportul didactic, manualul. Deci ziceam, de ce universitățile? Răspunsul e tocmai în acel obiectiv major care a fost astăzi de câteva ori enunțat, formarea culturii electorale, formarea culturii politice și a culturii electorale, care este parte a culturii politice. Ați auzit deja că au fost întreprinși și pași de educație electorală la toate nivelurile educaționale. Desigur că pe potriva, mesajul este pe potriva nivelului educațional și beneficiarului, dar cred că este o abordare absolut corectă din perspectiva unei educații complexe, deoarece nu putem să intervenim cu un astfel de mesaj educațional în perioada maturității, pentru că persoana, ca și ființă socială, ea se formează pe parcurs și atunci când își preia anumite roluri, ca de exemplu rolul de elector, de cetățean cu dreptul de alege, deja trebuie să fie informată și să aibă comportamentul respectiv format, adică să aibă cunoștințe despre proces, să aibă cunoștințe despre fenomen în general, să aibă abilități de a lua decizii și, ce este foarte important, să aibă responsabilitate și atitudine ca să se implice într-un proces electoral. Și așa precum ați auzit astăzi, deja au fost pregătite incursiunile educaționale la toate nivelurile, sigur că era logic ca să se ajungă și la un mediu universitar. Câteodată poate noi mizăm pe faptul că materiile școlare ne pregătesc pentru activitatea noastră ca cetățean, sigur că parțial ne pregătesc, dar să nu uităm că cultura politică și cultura electorală, ca și componenta culturii politice, face parte din dimensiunile noastre de personalitate, ori sistemul de competențe cheie se dezvoltă pe parcursul întregii vieți și nivelurile educaționale vin cu amprenta proprie la nivelul respectiv, pentru a le amplifica, pentru a le consolida. Voi cei prezenți aici, care sunteți studenți în instituțiile de învățământ superior, sigur că aveți alte perspective de manifestare a diverselor roluri sociale și profesionale, pentru că din absolvenții mediului universitar se creează elita intelectuală,
intelectuală a unei societăți, a unui stat, fără a neglija și influența altor persoane, deci care exercită alte profesii la fel de importante, dar oricum implicațiile dumneavoastră cognitive, aprofundarea în diverse materii pe care o faceți la nivel universitar este alta în comparație cu deținătorii altor niveluri de calificare. De aceea și responsabilitatea pe care o să aveți, și o aveți deja având majoratul, dar care o să aveți în continuare din perspectivă socială și profesională, este cu totul alta. Pentru că dumneavoastră, actualii studenți, veți fi specialiștii de înaltă calificare de mâine, care veți conduce colective de muncă, care veți fi mesagerul unor politici ale statului și depinde foarte mult care este viziunea dumneavoastră, ce comportament politic și electoral aveți. Deci este foarte important ca să vă definitivați, să vă dezvoltați competențele respective și să exercitați la nivelul, la un nivel înalt, rolul dumneavoastră de cetățean. Mă bucur foarte mult că s-a reușit conceptualizarea și elaborarea suportului curricular pentru acest curs și vă zic de ce. Voi, deja fiind implicați în programele universitare, știți foarte bine că pe lângă disciplinele de specialitate aveți un șir de discipline care țintesc anume în dezvoltarea voastră ca personalitate. Acestea sunt disciplinele care vă formează competențe generale, precum sunt disciplinele U și eu când zic asta mă înțelegeți pentru că deci fac parte din acel cod al disciplinelor incluse în programele dumneavoastră de studii, discipline U de orientare socio-umanistică care tocmai au scopul ca să consolideze comportamentul civic, social. La fel aveți o multitudine de oportunități ca să alegeți cursuri, deci cursuri opționale și aici tot ar fi binevenit ca universitățile, deja decizia fiecărei universități, managementul universitar să includă acest curs și mai e o poziție, o policioară, un raft unde am putea să plasăm acest curs, e vorba de LA, cursurile la libera alegere, adică facultative, cele care sunt supra-program standard de formare profesională prin învățământ superior, deci cel puțin trei oportunități pentru cei care nu sunt din domeniu, pentru că așa cum vorbeați dumneavoastră, noi cu un centru de formare continuă colaborăm de mult, încercăm să definitivăm competențele specialiștilor din domeniu prin acel program de master, management politic și electoral, dar doar specialiștii în domeniu, care sunt puțini la număr, nu schimbă cumva pe deplin atmosfera așa cum ne-am dorit-o și așa cum avem condițiile într-o societate democratică. De aceea, masa critică cred că trebuie să o consolidați dumneavoastră, cei care sunteți în învățământul universitar și veți merge pe piața muncii în colectivele de muncă. Este binevenit pentru că elaborarea acestui curs pentru universitățile noastre, pentru că nu e un secret, orice curs nou implică cheltuieli suplimentare și dacă s-a reușit conceptualizarea cursului, elaborarea curriculumului și a suportului curricular, este extraordinar pentru că e o ofertă, e ceva ce se oferă universităților gratis și doar va trebui să le punem pe rol, doar va trebui să le aplicăm în practică. Deci de lucru este deja făcut. Cumva zicea doamna prezentatoare că uite că până acum știau poate mai mult despre fenomenele politice cei de la
la specialitățile de profil, acum o să știi și cei de la istorie. Cei de la istorie încă știu, pentru că ei despre asta și învață, despre cum evoluează societatea, dar noi ne bucurăm că vor fi mai mult implicați și cei de la dumneavoastră și studenții noștri de la Universitatea de Stat și din Universitățile Țării, cei de la exacte, chimie, biologie, matematică, unde cursurile lor de specialitate au mai puțină tangență cu conținuturile care țintesc nemijlocit în formarea culturii civice. De aceea, aplicarea acestui curs și posibilitatea de a fi ales, de a fi introdus în programul universitar, este o oportunitate de consolidare a comportamentului nostru civic și a formării culturii politice. Mulțumim pentru donatori, mulțumim celor care au venit cu ideea proiectului și mulțumim pentru faptul că și de data aceasta colegii mei de la Universitatea de Stat au făcut față provocărilor și au consolidat echipa în care au fost realizate aceste obiective. Mulțumim mult și noi! Propun să oferim cuvântul studenților din sală, cei pentru care a fost gândit și elaborat acest curs. Dragi tinere, tineri, aveți libertatea să adresați întrebări legate de curs, legate de alegeri, implicare civică, orice considerați dumneavoastră că este important. Colega mea, Mihaela, este în sală și ne va oferi o mână de ajutor. Singura rugăminte este să vă prezentați și să menționați cui dintre vorbitori este adresată întrebarea. Da, bună ziua! Îmi pare bine că am onoare să vă salut și să vă mulțumesc pe această cale că noi tinerii suntem auziți și vă pasă de promovarea intereselor noastre. Întrebarea mea este către doamna Angela Caraman, care ar putea fi oportunitățile de implicare a tinerilor în domeniul profesionist, urmarea absolvirii sau promovării cursului cu succes. Vă mulțumesc! Oportunitățile urmarea cursului deschid posibilitatea ca să faceți parte din organele electorale, deci în componența birourilor electorale ale secțiilor de votare, deci sunt cei care în ziua alegerilor, de fapt, sunt în prima linie și comunică cu alegătorii. Și vreau să menționez că încă o modificare în codul electoral prevede ca toți cei care sunt implicați în calitate de funcționari electorali să dețină o certificare obligatorie. Deci, pentru a face parte din organul electoral, va trebui să fie urmate aceste cursuri specializate care sunt organizate de către Centrul de Instruire Continuă în domeniul electoral, persoana să dețină un certificat de calificare și sistematic să mențină această calificare. Iată, acest curs, de fapt, deschide larg ușa pentru a face parte din organele electorale, pentru a fi la curent cu care sunt competențele acestor, atribuțiile acestor persoane. O altă oportunitate și chiar o rugăminte este ca să fiți cu ochii pe pagina Comisiei Electorale Centrale și avem anunțate concursuri pentru funcțiile vacante, deci la absolvire sunteți bineveniți în echipa Comisiei Electorale Centrale și a Centrului de Instruire Continuă în domeniul electoral. Și noi știind că deja aveți o pregătire solidă, cu mare drag, vom fi bucuroși ca să faceți parte din echipă. Mulțumim! Bună ziua! Mă bucur nespus de mult să am onoarea ca să fiu prezent aici. Mă numesc Lipca Silvia, sunt studentă la Universitatea Cooperatistă Comercială, la Facultatea de Drept. Și aș dori să adresez întrebarea doamnei Caraman. Mă scuzați, am un pic emoții. Care sunt următoarele faze de implicare a tinerilor în educația electorală al universității? Deci, ziceam că ne dorim să avem tineri activi
tinerii implicați în procesul electoral și nu doar în calitate de alegători. Dar oportunitățile, exact ce întreba colega dumneavoastră, oportunitățile sunt mult mai mari. Puteți face parte din organele electorale, puteți face parte din cei care monitorizează și observă alegerile și puteți face parte din cei care concurează pentru anumite funcții elective. Și această pregătire pe care deja o veți avea, deci sporește șansele pentru ca să fiți cei care accediți în funcțiile electorale. Și ceea ce spunea domnul Bucătaru, că societatea, de fapt, are așteptări mari de la cei pe care îi alege în funcțiile elective. Discutam ieri, fiind la o comunicare cu cei din teritoriu, pentru că facem o campanie de informare privind modificările la codul electoral, și cei din teritoriu, da, au așteptări de la edile, viitorii edili și o pregătire necesară pentru a fi în funcția de primar sau de consilier local. Și iar zic, acest curs este o foarte bună ocazie și pentru cei care se gândesc să fie, după absolvire, activ în viața politică a țării. Doamna Bordeianu, înțeleg că vreți să continuați cumva gândul. Vreau un pic, într-adevăr, să continui gândul în ceea ce ține de oportunitățile pe care dumneavoastră le aveți de educație electorală, sau, mă rog, pe acest segment, atât timp cât sunteți încă în mediul universitar, după ce absolviți, așa cum a zis doamna președinte, sunteți bineveniți în echipele noastre. Este vorba de acel program de masterat, despre care s-a vorbit deja, care este deschis absolvenților de ciclu 1 licență. Totodată vreau să vă atrag atenția că Centrul de Instruire Continuă în domeniul electoral anual acordă 5 burse mici de cercetare pe domeniul electoral. Se face selecția în martie, deci pentru anul acesta este, și pe parcursul anului tinerii încadrați într-un program de masterat sau doctorat elaborează o cercetare pe care o și prezintă la final de an, este și publicată, deci este o oportunitate extraordinară de a vă aprofunda pe acest domeniu. De asemenea, puteți contribui și cu articole de specialitate în ediția bianuală a revistei de teorie și practică electorală Digest Electoral. Mersi. Mulțumim. Cu permisiunea doamnei președinte, doamnei director, dar aș vrea să continui și eu șirul oportunităților, fiindcă se vede că sunt multe. Și în acest sens chiar vă invit cunoștințele care le veți obține cu siguranță că vă vor ajuta și vor fi foarte importante, inclusiv pentru cariera dumneavoastră de observator, de exemplu. Nu uităm că este așa o categorie la alegeri de observatori care sunteți implicați, care observați alegerile. Acum, în condițiile în care codul electoral prevede că doar asociațiile obștești au dreptul de a înainta pentru o acreditare, chiar o să fac referință la o asociație cu experiență în domeniu, Asociația Promolex, care sunteți așteptați că avem aceste anul acesta alegeri, sunteți așteptați, urmăriți pagina asociației respective și pentru a vă implica în calitate, partea practică, să spunem noi, să facem a cursului nostru, să vă implicați în calitate de observatori. Mai mult decât atât, eventual, dacă sunteți și membri de partid sau vă interesează viața de partid, este și instituție de reprezentant a concurentului electoral și în acest sens, la fel, vă poate ajuta experiența în cauză. Adică, eu nu știu, de-am atâtea oportunități, vă deschide acest curs, tocmai... Da, mulțumesc! Ziua.
Este o onoare pentru studenții FRISPA să se afle alături de voi, deoarece acest curs opțional, de fapt, noi îl întâlnim în fiecare zi pe băncile universității la alte cursuri. Aș dori să-i adresez o întrebare doamnei Bordean. Cum veți promova la alte facultăți și la alte specialități ca studenții să aleagă anume cursul promovat de Comisia Electorală Centrală? Pentru că nu toți studenții de la alte specialități își vor da interesul anume pentru cursul respectiv. Dar care ar fi acțiunile urmate de CICDE pentru a promova anume cursul dumneavoastră? Mulțumesc! Vă mulțumesc pentru întrebare. Într-adevăr, prima etapă constă în elaborarea suportului curricular, dar lucrurile bune făcute, dacă nu le aduci la cunoștința celor vizați, să zicem, mor din fașă. Și noi nu ne dorim acest lucru, pentru că am depus suflet și chiar îl considerăm important. Urmează o campanie de promovare, vom integra promovarea cursului universitar în efortul nostru și în angajamentul nostru, citând genericul campaniei de informare despre care vă ziceam, în angajamentul nostru pentru democrație prin educație electorală. Urmează o masă rotundă la final de lună, pe 24 mai, cu participarea mai largă a universităților și ziceam că vrem să ne adresăm deopotrivă și cadrelor didactice, administrațiilor universităților, dar și studenților. Neapărat vom invita reprezentanții ai senatelor, consiliilor universitare și, așa cum doamna Dandara a menționat, este foarte important să încercăm, și ce a sugerat și dumneavoastră, este foarte important să încercăm să promovăm această disciplină în rândul studenților de la facultățile care nu sunt de acest profil. Da, ne dorim ca studenții de la inginerie sau de la matematică, de la educație fizică să aibă acces la acest curs, deoarece suntem cu toții cetățeni și cetățenii acestei țări, indiferent de facultatea pe care am urmat-o. Deci neapărat ne vom vedea în cadrul unor evenimente ulterioare, vom veni și noi la dumneavoastră în universități, vă așteptăm și pe dumneavoastră la noi, astfel încât să ne conjugăm eforturile și cât mai multă lume să știe despre oportunitatea de a alege acest curs. Mulțumim mult! Eu, până când văd, mai avem o întrebare în stânga sălii. În balanța întrebărilor, partea stângă, văd că până când înclină balanța. Mă întreg, poate după această întrebare vrea să echilibreze și partea dreaptă cumva balanța întrebărilor, dar vă rog. Здравствуйте. Студентка Молдавского государственного университета, факультет ФРИШПА. Мой вопрос адресован Домни Караман. Недавно прошел первый тур выборов в Гагаузии, и мы все знаем, что этот регион довольно специфичный, если так можно назвать. Как вы считаете, будет ли этот курс в Камрадском государственном университете? Спасибо. Voi răspunde în română, dar dacă este necesar pot să traduc. Sau e... Da. Ziceam că cele patru universități unde vor fi pilotate unde va fi pilotat acest curs sunt universitățile din Chișinău, Bălți, Cahul și Comrat și da, inclusiv în acea universitate vor avea prilejul studenții ca să aleagă acest curs pe care noi îndemnăm să fie parcurs de către, sau să fie ales de către studenții de la Universitatea din Comprat. Și de altfel, noi avem și alte activități pe care le-am desfășurat de comun cu profesorii și studenții din Universitatea din Comrat și aceasta va fi un prilej ca să continuăm acea bună colaborare pe care deja o avem. Da, vă rugăm. Bună ziua! Mă numesc Donos Roman, sunt student anul întâi, Universitate de Stat din Moldova, specialitate administrație publică. În primul rând, vă mulțumesc mult pentru că mi-ați oferit oportunitatea să vă acord
această întrebare față domnilor voastre și pe mine mă interesează următoarele. S-a menționat despre o modificare în codul electoral și anume schimbarea vârstei de la 25 la 23 de ani pentru candidații în funcție de primar. Care totuși au fost argumentele care au determinat această modificare și explicați, vă rog, de ce a fost necesar să se treacă de la 25 la 23 de ani. Vă mulțumesc. Roman, puteți să spuneți, vă rog, cui este adresată întrebarea? Doamnei președinte a Comisiei Electorale Centrale, doamna Angelica Caraman. Mulțumim. Mulțumesc pentru întrebare, ca și pentru cele precedente. Mă bucur, eu de parcă m-aș simți fiind pe băncile Frișpa, pentru că am absolvit și eu acel program de master management politic și electoral și chiar am avut o perioadă în care, ziceam eu, înarepată, da? Axată pe această atmosferă de studenție și care face bine pentru a crește în continuare. La întrebarea dumneavoastră, de ce s-a propus modificarea acestei vârste, reducerea vârstei? Ziceam noi că este o normă încă care nu a fost modificată, de altfel așa o statistică. Codul electoral, cel care a fost adoptat în 1997, pe parcursul a 25 de ani a fost modificat prin vreo 70 de legi și aproape fiecare articol a suferit modificări. Iată, acest articol era unul din cele care de neatins. Și explicația era că anterior se orientau probabil că în funcția de primar pot candida în special bărbații și după ce făceau universitatea, urmau acel pregătirea militară obligatorie și tocmai la vârsta de 25 de ani putea deja să candideze și la funcția de primar. Noi zicem că s-au schimbat timpurile, tinerii de astăzi deja sunt mult mai emancipați și cred că era nevoie de o schimbare în sensul reducerii acestei vârste, cu atât mai mult că și absolvirea deja o facem la altă vârstă și atunci să fie o oportunitate pentru tinerii care după absolvire pot să acceadă în această funcție, dar nu neapărat, pentru că ziceam discuțiile, este necesar să ai neapărat studii superioare. Deci e o posibilitate în plus pentru tineri ca să acceadă în această funcție. Mulțumim! Bună ziua, sunt studentă anul 1 la Universitatea Pedagogică de Stat și cu o întrebare către doamna Bordeianu, dacă dumneavoastră credeți că există și alte oportunități de continuare a educației electorale pentru studenții interesați de domeniul electoral și de participarea civică activă? Mulțumesc, mi furnizați ocazia de a face așa un sumar al intervențiilor și pe care colegii și colegele mele le-au avut. Oportunități într-adevăr există. Uneori asta este o parte a problemei, da? Există o multitudine de oportunități și atunci tinerii și tinerele se pot pierde în această ofertă stufoasă, să zicem. Dar, mă rog, partea activității noastre este aceea de a vă ajuta, de a vă ghida, de a vă orienta. Ziceam că puteți, pe de o parte, să încercați să vă aprofundați pe partea de studiu academic și cercetare, fie că este vorba de un efort de un an atunci când accesați o bursă de cercetare oferită de CIGDE, fie că este vorba de un efort mai de durată atunci când vă implicați într-un și alegeți un program de masterat tematic. Sau puteți opta pentru
oportunități și iată acest lucru o să fie probabil noutate din răspunsul meu, puteți opta pentru oportunități din domeniul voluntariatului. CIGDE este instituție gazdă de voluntari și avem voluntari, program deschis pentru exact vârsta dumneavoastră este potrivit, mai ales că ne așteaptă 3 ani electorali de lucru va fi, ajutorul voluntarilor este binevenit. Ne puteți, implicându-vă în activitatea noastră, puteți contribui la rândul dumneavoastră la educația electorală a altor tineri și tinere, la diseminarea informației veridice și privind alegerile, mai ales că, într-adevăr, modificările multiple care au avut loc și au intrat în vigoare la începutul acestui an, necesită a fi comunicate corespunzător tuturor celor interesați. Nu am să uit de partea de observare pe care a menționat-o domnul Bucătaru. Observatorii, într-adevăr, au mai multe organizații neguvernamentale. Puteți, sunt sigură că o parte dintre dumneavoastră sunt implicați în activitatea unor asociații obștești și dacă, conform statutului, sunteți, vă preocupați de promovarea drepturilor omului, de exemplu, sau de valorilor democratice, puteți să încercați de sine stătător această experiență sau în cadrul unei echipe, precum este cea a colegilor de la Promolex, o echipă deja consolidată cu experiență în observare. Mulțumim mult, înțeleg că mai avem o întrebare în sală. Două. Bună ziua, mă numesc Sile Laura, sunt studentă anul întâi la Universitatea de Stat din Moldova, la specialitatea administrație publică. Am să adresez o întrebare domnului Bucătaru și întrebarea mea sună în așa mod. Pe parcursul anului de studii am observat o colaborare frumoasă a Universității de Stat cu CIGDE și CEC. Din acest motiv vreau să întreb dacă cursul de fapt de educație electorală implică atât aspectul teoretic în aulele universității, cât și aspectul practic, nemijlocit implicarea studenților în diferite excursii și evenimente în cadrul CEC și CIGDE. Mulțumesc! Mulțumesc mult pentru întrebare. Neapărat nu în zadar în discursul meu menționam acest aspect, că o particularitate și cei ce ne-am străduit noi este anume îmbinarea acestor două elemente de teorie și practică și în acest sens menționez că și curriculum, cum a prezentat și doamna Bordean, a fost recenzat, a fost de către Centrul de Instituire în domeniul electoral, continuu în domeniul electoral și în acest sens însă și cursul nostru presupune că în dependență deja de an, dar ne vom strădui într-adevăr cel puțin să avem studii de vizită, da, la Comisia Electorală Centrală, la Centrul de Instruire, dar și în condițiile în care ne va permite vârsta, sau mă refer la cei 18 ani împliniți, chiar și experiențe, după cum ziceam, de implicare mai activă, de voluntariat, de observare a legilor care se desfășoară. Mulțumesc mult pentru acest aspect care mi-ați permis încă o dată să accentuez ce ține de cursul nostru. Mulțumim mult, dragi tineri, știm că aveți și avem o agendă încărcată, de aceea ne permitem să mai luăm o ultimă întrebare din sală, vă rog. Da, mulțumesc. Întrebarea este pentru domnul Bucătaru. Dumneavoastră ați, de fapt sunt două întrebări, dumneavoastră ați menționat că în cadrul cursului vor fi și niște filmulețe tematice care vor stimula procesul de învățare acestui curs. Dar mă interesează, în primul rând, autorii acestor filmulețe. Vor fi membrii universității, membrii academici ai universității împreună cu CIGDE sau vor fi preluate din cadrul cursurilor internaționale, spre exemplu, a țărilor mai mult dezvoltate în acest plan. Și o altă întrebare ar fi, tot cu această tematică, dacă vor mai fi și alte instrumente a tehnologiilor informaționale de comunicare în cadrul cursului sau doar filmulețele video. Mulțumesc! Da, mulțumesc mult! Mă bucur că dorim tot mai mult și mai mult și privim tot spre viitor, da, în clasa viitorului.
Ne vom strădui, oricum am menționat doar unele din elementele care sunt, ele sunt cele care facem referință la anumite momente deja consacrate. Eu vorbeam cu filmulețul ce spuneați dumneavoastră, făceam referire și exemplu de cum trebuie de explicat metoda Hond, de exemplu, sau metodă de care sunt deja, dar foarte important, noi lucrul ăsta putem singur să-l facem. Eventual la seminar, în cadrul discuției, vedem cum, fiindcă cursul este la etapa de pilotare, la etapa de implementare și eventual dumneavoastră, colegii dumneavoastră, cine o să fie printre primii, vom fi cei care vom, inclusiv putem face acele ale noastre deja explicații, filmulețe, teme pentru o casă, lucruri individuale, adică momente, instrumente sunt foarte multe. Totul depinde de noi, de intenția noastră, de capacitățile noastre și dorința de a ne perfecționa. Mulțumesc mult! Mulțumim mult, dragi vorbitori, vorbitoare, dragi studenți, ne bucură activismul dumneavoastră, înseamnă că a fost o decizie bună să gândim și să elaborăm acest curs. Reamintim că inițiativa a fost susținută de PNUD Moldova în parteneriat cu Centrul de Instruire Continuă în domeniul electoral, în cadrul proiectului Consolidarea Democrației în Moldova prin alegeri inclusive și transparente, finanțat de Ambasada Marii Britanii la Chișinău prin intermediul Fondului de Bună Guvernare în Republica Moldova și Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională. Aici încheiem transmisiunea live pe Facebook și YouTube, încheiem și transmisiunea fizică. Noi vă mulțumim pentru atenție și să avem cu toții o zi cu spor. Toate bune!